Tigru, am ca să vedem care sunt anii pentru 50, tigri. 62, 74, 86, 98, 2010. Și privind înapoi de 1950 și 1938, deci din 12 în 12, 1926, da? Pentru că sunt oameni născuți atunci și ne privesc. Apropo, în tigrul este prieten, deci cu mistrețul, mistrețul, deci este lună de mistreț. O lună prietenoasă pentru exact, ei. Exact, asta e norocul lor. Da, acesta chiar îi salvează. Anul, deci semnul de cocoș. Da, da. Anul nu e. Cocoșul nu este. Nu, dar cocoșul a venit pentru tigri și pentru bivol cu o stea de dragoste anuală. Deci tot anul ce ne patronează pe tigri și pe bivol este o stea de dragoste, o stea de carismă. O stea care e foarte benefică la bază. O stea de educație. Și de educație. Deci tigrii și bivolii, tot anul acesta, deci până pe 15 februarie anul viitor, pot să studieze, pot să... Și tot ce studiază anul acesta, toate învățăturile pe care le primesc, clar le vor folosi cu succes, asta înseamnă această stea, în anii viitori. Plus deci îi va ajuta. O perioadă foarte bună pentru tigrii să scrie. Da. Iată almanahul. Deci până acum n-a avut acest... Da, încă este tigru. Da, eu sunt tigru. Și Marian Șobolan. Eu da. Șobolan am arăt. Noi suntem pisica și șoarecele, știți? Într-un sens productiv. Da, șoarecele e mai mare decât pisica. Da. Bun. Am spus despre tigru că este într-o lună prietenoasă, deci automat, chiar există dacă... Există puncte critice, Anca, pentru tigru? Da, există. Foarte. Există. Foarte multe. De ce să nu spunem? Pentru că... Deci este o lună bună. Deci este o lună foarte bună la bază. Lui. Da. Are steaua 4 anuală, care e stea bunicică. Dar iată că această energie, plus energia lunii, plus nu prea l-ajută. Nu prea l-ajută. Da, știți ce se întâmplă? Ei împărtășesc, și asta este o chestiune perpetuă, deci sunt lucruri care nu se schimbă, împărtășesc aceeași energie lunară cu bivolul, pentru că se află în același sector. Dar... Răspund total diferit. Bivolul este o zodie de pământ in, tigrul e o zodie de lemn yang. Deci deja, vedeți, este jocul cu elementele, este vorba despre elemente aici. Toată metafizica chineză, până și în medicina tradițională chineză, până și în, deci automat în acupunctură, așa, se folosesc elementele și aceste cicluri ale elementelor. Ce se întâmplă cu tigrii? În primul rând că și ei sunt predispuși la anumite mici îmbolnăviri. Dacă există puncte sensibile, ei trebuie să fie precauți. Bineînțeles, o să dăm zilele și pentru ei. Deci trebuie să aibă grijă să nu viziteze oameni bolnavi pentru că le schimbă starea. Sunt mai predispuși la aceste schimbări de stare interioară luna aceasta. Sunt mai sensibili, de fapt. Și sunt sensibili și emoțional. Deci îi pot impresiona anumite stări ale altor oameni și le schimbă și lor starea. Deci pot să dea în mici... hai să nu zicem depresii, că e un cuvânt mult prea... și nu, chiar nu se aplică. Nu e conjunctura de stele să le dea depresii. Dar sunt ei cumva mai predispuși la a fi mai bolnăvicioși sau cu o imunitate mai scăzută. Ca și în cazul bivolor. Îi ajută însă mistrețul mult mai mult decât pe bivoli. Aici este toată diferența. Și elementul lor, bineînțeles, răspunde diferit. Acum, ei sunt dezenergizați, însă sunt ajutați în carieră. Deci dacă mistrețul vine și îi ajută în carieră și tot ce trebuie să mai aibă grijă la relațiile de la servici cu colegii și cu șefii, da, subalterni, pentru că pot să nu prea aibă răbdare. Și această energie nu înseamnă numai îmbolnăviri propriu-zise, mai înseamnă o așa zisă îmbolnăvire a relațiilor. Deci există o predispoziție dacă ei sunt mai vocali, mai irascibili și nu se controlează. Din fericire nu prea au energie să devină așa de irascibili. Adică vor fi, da, și cumva vor fi aplanate conflictele, mă rog, presupusele conflicte. Ei însă au și o predispoziție către discuții în relația de cuplu. Deci, din nou, atenție aici. Chiar în familie pot să fie așa mai nervoși. Pentru momente foarte scurte pot să strice ceva. Nu știu, au spus ceva la repezeală, de oboseală. Sunt mai predispuși, aici vreau să ajung, la oboseală. Chiar insomnii pot să aibă din cauza oboselii accentuate. Mare grijă la acest aspect. Prindeți o oră în timpul după amiezii să dormiți atunci.
dacă se poate. Mai este și un sunteți aspect. Lăsați. Bărbații tigru sunt cei care vor fi implicați în scandaluri. Mare atenție pentru oamenii implicați în politică. Da. Mare atenție. Tigri. Da. Tigri, da. Bărbații tigru implicați în politică va fi o lună strică dezastruoasă relațiile, pentru cumva. Ei. Pot să și le strice. În din timp, agresivitatea lor. Din da. Ei sunt agresivi. Da, provocați, fiind sigur. Da, corect. Deci, nu uitați, tigru atacă. Deci, tigrii, luna aceasta, vor ataca. Dar problema este că vor fi atât de ușor opriți, atât de ușor puși la colț ca pe o pisicuță blândă, încât este mult mai bine de la început să nu intre în aceste conflicte. Un alt aspect destul de important îl reprezintă, să-l înțelegem, pe fiul mijlociu al casei. Deci dacă avem un copil în casă, fiul cel mic, cel da, mic al casei, scuzați, dacă avem doi băieți, fiul cel mic al casei va fi afectat. Va avea o problemă. Da. Deci dacă avem doi băieți și băiatul este și tigru și merge la grădiniță, are mult mai multe șanse să se îmbolnăvească decât băiatul cel mare. Sau în colectivitatea în care merge. În același timp, trebuie să ne uităm la sectorul de nord-est al țării noastre, unde relațiile se pot îmbolnăvi. Aceasta reprezintă Moldova și partea din da. De sus, care și nord-estul nu ne este, nu ne este favorabilă. În nord-estul lumii, la fel, vor apărea conflicte. Singura veste bună este că anul viitor totul se va rezolva, e adevărat, cu agresivitate verbală mai mult și nu agresivitate datorată armelor. Tigrii mai sunt predispuși la probleme cu stomacul și în cazul lor, deci apare această predispoziție. Și ei sunt sfătuiți să nu facă un exces de nuanțe de pământ, al elementului pământ, deci să nu poarte, da? Mai, când să nu poarte? La negocieri, eu știu ce discuții importante, întâlnire amoroasă, da? Vor să aibă cumva succes și atunci pământul o să-i cam blocheze puțin. Atenție pentru tigrii la datele de 29 noiembrie și 11 decembrie. Aceste două date aș vrea să-i... atât. Au ei atenționare. Bivolii aveau mai multe, tigrii au mai puține. Da? Sigur, repet, nu această ce am spus înainte, nu este absolut la fel pentru toți tigrii, pentru că sunt născuți sub elemente diferite, nu mai spunem că fiecare persoană are elementul ei personal, care se află din ziua în care este născut. Deci, vă dați seama, sunt foarte multe calcule, dar acestea sunt niște atenționări la modul general, pentru că da, pot să fie chiar până la sfârșitul zilei. Vreau să vă spun, o să vedeți, o să vi se mai întâmple în viață, când spui, gata, luna este pe sfârșit, a fost o lună destul de slabă, dar nu mi s-a întâmplat nimic rău. Și, Doamne ferește, în ultima zi din lună, până să se încheie, ai o mică neplăcere. Știți? Se întâmplă. Și iată cum, exact pe ultima sută de metri, deci de asta spun că trebuie să fie precauție și chiar și spre seară. Când zicem că s-a încheiat ziua. Pentru tigru, deci, există acest ajutor, ca o concluzionare, în carieră mai ales. Cum spunea Marian, pot să aibă beneficii financiare la un moment dat, chiar neașteptate. Trebuie însă să fie destul de grijulit cu aspectul comunicare și să evite spații aglomerate, în primul rând. De exemplu, multă lume se duce la mall, la film și dacă este cineva răcit lângă dumneavoastră, bivolul tigru, și o să vedem că mai sunt și alte zodii, pot să o se îmbolnăvească. Da? Deci au această predispoziție ceva mai accentuată decât zodiile care au aspecte bune. Cam asta ar fi concluzia așa, pe general. Mergem mai departe să vedem pentru nativul iepure. Vom reveni însă după publicitate și vom menționa și anii da. În care sunt născuți nativii iepure. După publicitate revenim.